Iar acum mergem la Oana Roman și la fica ei, Izabela, care și ele au avut un an bun, cel puțin atunci când vine vorba despre vacanțe, ceea ce ne dorim și noi. Au vizitat Egiptul, Italia, au fost la Monaco, ce mai, foarte fain. Oana și Izabela sunt acum aici, au povești de final de an, să le poftim alături de noi. Ce faci? Bună, Oana, bine! Ziua, bună seara, bună, bună după seara, masa! Bine ați venit, haideți să luați bine un loc aici. Bine v-am găsit! Să știi că vă aștept. Dar de ce? Asta vreau să zic. Păi nu știu, ăștia au Cătălin, rămas aici, au fost mai devreme. Au fost mai devreme colindătorii. Dar de ce să ne primești cu așa ceva? Nu, stai că aduc și furculiță. Nu vreau, nu. Nu, 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 Oana. Știi ce au zis că e? A. Plăcintă cu brânză și cu marmeladă. Eu n-am mâncat niciodată. Dar că e specifică de la Brănești. Deci dacă ne place, e aproape de București. Vrei tu să facem așa ceva? Nu știu, dacă vreți să gustați, poate vă e poftă. Pua, arată prea bine. Ia, stai doar așa, sărtă. Mamă. Sau putem să livrăm la pachetă? Eu zic că facem un ban bun cu asta, dacă vinzi câte o feliuță. Bă, eu n-am auzit niciodată plăcintă de mere cu... Zic, de mere? Cu, de mere, de brânză cu... A zis, cu magiun. Ia, stai. Serios. Ia să vezi. E, sunt sărbători, le putem să facem așa un... Da, cum? Știu, Greta, nu, nu, știu, de la ce? Ora asta nu e voie, știu, știu. Am, Greta e... Păi și eu să gust. Greta, la ora asta e voie, ia. Izabela, ia gustă și spune-ne cum ți se pare. Să spui cum ți se pare. Atenție. Măi, nu e prea dulce, să știi, adică e ok, da. Mă așteptam să fie un pic mai dulce. La cum arată, da. Oameni, am dat pe tine, mami, iartă-mă. Oameni buni... Asta a fost atât. Doar mi-am făcut o poftă, îți mulțumesc. Bună? Bună, da. Felicitări, foarte bine, o lăsăm aici, salivăm, să știi că și eu abia să aștept să termine emisiunea, să gust. Nu de alta, dar am un aparat la jeans pe care îl port și nu pot să-l dau jos, știi? Și nu ai voie să-l dai jos? Am voie să-l dau jos, dar trebuie să mă spăl pe dinți, de asta nu mănânc. De foarte multe, zice lumea, bă, ce-a pățit mărțul, nu mai mănâncă la emisiune. Deci crede-mă că plouă în gură de fiecare dată când văd bunătățile astea. Ce faceți? Cum sunteți? Ce faci, Izabela? Bine. Știi că m-am mai întâlnit cu mama ta la emisiune și mi-a spus că e foarte mândră de tine, pentru că îți place să pictezi, îți place să desenezi și îți place la școală și mă bucur mult. Da, am început cursurile de pictură. Da? Și ce pictezi? Peisaje sau portrete? Depinde, sau... peisaje. Animale. Animale. Foarte făcut, frumos. Peisaj de iarnă, a făcut pinguin. Câți ani acum, Izabela? 8 ani. Mulți înainte. Faci nou, în curând, imediat acum, în februarie face. Mai are nou un pic, deci are 8 ani, lasă, nu, dacă ai vrea să ai 8 ani, are 8 ani. 8 ani are, are dreptate. Are 8 ani. Oana, are încă mai are 8 ani, da. Ce repede trece timpul, Oana, am văzut pe Izabela când ați intrat, e aproape cât tine de înaltă. Da, a crescut, e înaltă, bine, are și cu cine semăna, pentru că Marius e înalt. Bine, nici eu nu sunt foarte scundă și atunci avea cu cine să semene înaltă. Dar pe lângă faptul că e înaltă, este un copil foarte bun, cum ți-am mai spus, și foarte cu minte și foarte responsabil. Iar acolo, în spatele camerelor de filmat, a venit să vă și susțină sau să fie cu voi Marius. Păi da, normal, cum să nu vină și el? A venit și el, pentru că... Mai ales în perioada asta, știi că ți-am spus când am fost data trecută. Salut, Marius! În perioada asta trebuie să fim, să, asta ziceam, că vreau sărbătorile astea să mă odihnesc. Exact, atât, ce mai bine. Da, altceva nu vreau. Cum a fost anul ăsta, Izabela, pentru tine? Foarte frumos. Da? Da. Ai început școala? Da, am început. Anul ăsta a început școala, clasa nu? A doua. Clasa a doua, da. Deja. Și cum e la școală? E greu? Nu. Eu am văzut ușor de la copiii mei niște probleme de matematică sau tot felul de lucruri pe care aveau de rezolvat. Îți dau cuvântul meu de onoare că m-am încurcat un pic. Adică ce faceți voi la școală mi se pare mult mai greu decât ce făceam noi. Da, dacă tot faci și faci, pe la urmă ți se par ușoare. Are dreptate, adică dacă tot exersezi, la un moment dat o să-ți se pare ușoare. Ceea ce, asta e valabil în orice meserie, știi? Dacă tot muncești și îți dai silința, o să reușești. De anul nou ce faceți? Mai, dacă zic ce facem de anul nou... Spunem că faci pe stil vechi acasă. Da. O să zic eu, la te rog. Revelion. Da, te rog, este plăcerea, las plăcerea să spui. Luna, cățeaua noastră este gravidă. Nu cred. Da, și noi o să avem cel mai tare revelion pentru că o să stăm cu ea să fete. Fete, mamă, cât de tare. Deci, practic, în noapte, și noaptea de nu știm exact în ce zi, dar așa, acum, zilele astea.
Ok, perfect, adică intrați în nou an cu mai mulți, mai mulți membri. Dar nici măcar n-am vrut să mă duc să văd cât sunt, sincer. Se poate, se poate face o ecografie, să vezi aproximativ cam câți ar fi, dar mi-e și frică să aflu. Ok, perfect. Păi și ce faceți după aia cu ei? Păi eu să-i dau la prieteni, la cunoștințe, la... Na. Izabela, un cățel o să ajungă la... Izabela simt că mai vrea să păstreze. Aici este pe aceeași lungime de undă cu Marius, evident, pentru că amândoi își doresc să mai păstreze un pui. Un pui va merge la tatăl, da, puilor, un pui probabil că o să meargă la prietenul nostru care ne-a ajutat cu dresajul lunei. Și acum nu știu cât o să fie, da? Găsim, da, noi prieteni să-i dăm. Poate vor la început de an să aibă un câine, un care să începe... pui de Cane Corso? Cane Corso pe Instagram la Oana Roma, stai, da? Stai să vedem cât sunt, că nu știu. Eu cred că Pepe își dorește unul. Păi Luna este sora lui Diego, care amândoi sunt copiii lui Hitano. Și lui Dana. Adică Pepe al lui Hitano, Hitano al lui Pepe, băiat, câinele, da, lui... Este tatăl Lunei și al lui Diego, pe care și l-a păstrat, da, pipiță. Deci, okay, eu cred că e din aceeași familie cumva, da. Foarte fain. Izabela, eu mă bucur că ai trecut pe la noi și știi ce? O să vreau să vii odată să ne și pictez sau să și desenez. Da, cu mare Putem plăcere. Să mergem noi la ora ei de pictură. Să, da, filmăm într-o zi. Da. Și deci, când pictezi așa, stai mult? Îți place să stai mult? Oră jumate are ora de pictură la... unde merge, dar face și acasă. Deci ție chiar îți place mult. Ai acasă tablouri puse de tine în casă? Puse de mine? Adică pictate de tine? Da. Și are. Și o să-i... I-am și spus că vreau să-i le rămesc frumos și să-i fac un perete la ea în cameră cu tablourile pictate de ea, să le aibă acolo ca o galerie, ca o expoziție. Și poate într-o zi acele tablouri se vor și vinde într-o expoziție. Mai mult ca sigur. Pentru că... Pe lângă pictat, ei îi place foarte mult să cânte. Nu cred. Vrei să cânti? Să danseze. Ce tare. În casă cânti? Da. Da, toată ziua. Ok. Păi într-o bună zi poate vii aici să ne și cânti. Când ajungi acasă... Să și pictezi, să și cânti. Da, nu mai vrea copilul să audă de unde mă duci la ăla. Ăla, da, să și desenezi, să și cânti, să și pui cu poezii. Nu, da, știi? Și colinde, da. Foarte frumos, tu dai seama că viața ta o să fie o viață liniștită. Știi să cânti, știi să colinzi, știi să pictezi, așa că o să fie o viață foarte frumoasă. La cât de mult îi place arta și, mă rog, lucrurile astea așa, eu cred că ea o să fie ori arhitect, ori pictor, ori, nu știu, ceva în zona asta a manualității, cred eu. Acolo așa vezi va fi. Pe ea? Da, eu acolo văd. Uite, vedem poze cu voi, cu familia. Da, am și... fost, ziceai, de vacanțe. Am fost în câteva vacanțe anul ăsta. De asta zic, anul ăsta a fost bine de tot, adică. Și de asta am zis că acum, la final de an, nu mergem nicăieri, pentru că vreau în februarie, când este ziua ei, să plecăm la cald, iarăși. Și am fost și cu ea în Franța, unde merg eu la Cannes în fiecare an, la prietenele mele. Unde ți-a plăcut cel mai mult? La Cannes. Și la Monte Carlo. Și la Monte Carlo. Îi place, da. Și în Egipt a fost foarte frumos. Noi am făcut câteva vacanțe în Egipt, chiar și în pandemie. Ai fost ne-am la piramide? N-am ajuns încă, nu. Trebuie să te duci. O să mergem separat. Acum am fost doar la plajă și la, mă rog, odihnă. Am înțeles. Și la Hurghada e foarte departe, știi, de piramide. Da, și am fost la Hurghada acum câțiva ani. Și e acolo, e de te duci să le nevești, da. Efectiv, să stai și e să le nevești. E asta în piscină de la 10 dimineața până la 6 seara, adică... Asta înseamnă că a fost un an bun și uite, de ziua ta. Deci ai aflat, o să prinzi iarăși o vacanță, da. Poate ne inviți pe noi la ziua ta. La Dubai? Probabil că da. În Dubai, Ciucă, poate plecăm și noi în vacanță cu Izabela în Dubai. Sau nu, vă invit cu drag. Ciucă, amândoi mergem, avem o scuză, nu mai venim la muncă. Unde merg, ne la o Izabela, prietenă la... de-a noastră foarte bună care stă acolo și care mă invită de vreo 4-5 ani. Păi și noi unde stăm, Ana? Păi vezi că are o casă în căpeți. Ah, e ok. Deci nu, Ciucă, Adriana? Noi nu suntem pretenții. Nașa Adriana și Nașu Gabi. Nu, merge la Adriana la Dubai, la cealaltă Adriana. O sunt pe Adriana și spun, băi, vin cu Măruță și cu Ciucă după mine. Da. Sigur îți găsești o cameră. Undeva. Nu, dar sigur îți găsești o cameră, fără probleme. Și casa e foarte frumoasă, din câte am înțeles, încă n-am ajuns, dar cu sigură. Și e foarte drăguță și foarte primitoare. Deci Adriana în Dubai? Adriana, da. Ciucă, și oricum, Ciucă stă bine în Dubai, pentru că el cunoaște pe acolo, sora lui lucrează în Dubai de ceva timp. Perfect.
Perfect. Dacă nu ne primește Adriana, mergem la Storam. Nu, Ciucă, că mergem cu stăm la Adriana aici. După aia ne plimbă și sorta. Gata, m-am făcut de vacanță. Gata, am rezolvat vacanța. Ce? Uite, astea era sunt... Era poza cu în Egipt. Da, a fost frumos în Egipt. Asta e ședința de Crăciun de anul trecut. Între timp am făcut-o și pe cea de anul ăsta. Dar de-abia noapte am postat câteva poze și mâine o să postez mai multe. Dar știi ce vreau să te întreb? Obișnuiești povestea asta să faci mereu, să faci ședințe da, foto de Crăciun? Da, în fiecare an. De când s-a născut Izabela, în fiecare an am făcut ședință foto de Crăciun. Și eu m-am plictisit. Te cred, câteodată vrei să spun. Eu înțeleg pe Izabela pe așa și cu copiii mei. Stai să punem poza, fă părul, stai nu știu cum, stai nu știu ce. Nu, deși noi facem poze la niște prieteni, mergem la ei în vizită, ca și cum mergem într-o vizită la niște prieteni, știi? Adică nu e ceva foarte formal. Anul ăsta, primul ei impuls a zis că eu nu vreau poze. Te cred, eu te înțeleg perfect. Mami, te rog. Și bineînțeles că taică-s-o a reușit să-și facă magia, pentru că doar el știe să facă magie cu Iza. Și are făcut magia și a reușit să o convingă să facă poze și a ieșit o ședință. A ieșit o ședință foto absolut superbă, dar eu țin la această tradiție, i-am explicat. Încă peste ani o să vadă evoluția ei de-a lungul anilor, de când era un bebeluș de câteva luni, practic prima ședință foto a fost când ea avea 8 luni. Nu? Și acum are 8 ani. Și în fiecare an avem poze de Crăciun cu Bradu. Tu ai poze de Crăciun cu familia ta? Da. Să știi că am. Da, am poze vechi de când făceam Crăciunul la Predeal, când eu eram mică și chiar am câteva poze de atunci. Am o poză cu ai mei lângă Brad în casa aia de la Predeal unde mergeam și una din cele mai dragi amintiri. Pentru că atunci când ești la poza aia, automat îți vin și da, pentru că să știi că părinții mei nu erau ușor pe vremea aia. Adică ei erau profesori, nu-ți imagina că aveau niște lefuri foarte mari. Aveau lefuri bune, dar nu aveam, nu eram bogați. Și era greu. Dar ai mei țineau neapărat ca în fiecare an să mergem 10 zile la mare și 10 zile la munte. Și era o chestie bătâncuie, adică ei nu s-au abătut niciodată de la chestia asta, în toată viața noastră, până la Revoluție, că după aia, mă rog, au luat-o toate razna și tata avea foarte multă treabă, dar până aveam eu 14 ani, în fiecare an noi mergeam vara la mare și iarna la Predeal. Și apropo de multe mituri care au fost despre noi, mi-aduc aminte că în 89, în vara lui 89, nu se mai găsea nimic, în fine era rău deja. Tata cumpărase un dublu radiocasetofon pe vremea aia, era o fiță să ai un dublu radiocasetofon. Îl trimisese un coleg de-a lui de la Toulouse, care fusese coleg la doctorat. Și mama ne-a chemat pe mine și pe sormea și mi-a zis, uite, noi nu avem anul ăsta destui bani să plecăm 10 zile la mare. Dar avem o variantă. Avem radiocasetofonul. Și atunci este la alegerea voastră, la latitudinea voastră, să alegeți. Păstrăm casetofonul și stăm la mare doar câteva zile? Sau vindem casetofonul și plecăm la mare mai mult timp? Dar voi alegeți. Și am stat eu cu sormea, ne-am gândit și aici. Plecăm la mare. Și ați vândut casetofonul? Da. Da, și am plecat la mare. Da, și a fost practic ultima vacanță înainte de Revoluție, pentru că următoarea trebuia să aibă loc în decembrie, când a venit Revoluția și n-am mai plecat nicăieri, zăi să. Da, da, uite, mi-a plăcut mult treaba asta și poate și cei care se uită la noi înțeleg cât de importante sunt ședințele astea foto și le faci da, așa an de an și observi cum se face. Foarte importante pentru că vedem evoluția noastră în timp și sunt niște amintiri extrem de dragi și de frumoase, îmbrăcați așa, în haine frumoase de Crăciun, în decorul de Crăciun, e foarte important. Și mai e un lucru pe care vreau să-l spun. Mie mi se pare că unul dintre cele mai importante lucruri pe care o familie le poate face pe lumea asta este să împodobească împreună bradul de Crăciun. Am văzut că mai nou e moda asta să vină alții să ți le facă. Mie mi se pare că momentul ăla când pui în tu care arbor. Pui globurile în brad cu copiii e de este neprețuit. Exact. Îți mulțumesc mult de tot și mie îmi place foarte mult bradul acela. Îți place? E foarte simplu făcut. Din cutii, din puse cutii una de peste alta și e am făcut un brad din cutii. Da, uite, vezi, o idee care ne-a salvat și un brad care se strige ușor. Și asta. Asta e într-un ghiveș. După ce terminăm anul,
îl punem în îl plantați, în curte, da. Perfect. Mulțumim mult de tot că ați trecut pe la noi. Să aveți un an bun. Doamne ajută să fie cu sănătate, să fie cu liniște, să fie cu împliniri și să ne vedem sănătoși. Așa să fie.